Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Bună ziua, dragi prieteni de pretutindeni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Români pentru Români, difuzată de Radio TV Unirea Internațional. Sunt Carina Baba, iar în această seară vă invit la Gala Excelenței a Salonului Cultural Gutenberg. Florica Ercândia, redactor al emisiunii Români pentru Români, dar și redactor șef al revistei Gutenberg Universul Cărții, ne-a pregătit nenumărate surprize. De asemenea, momente lirico-muzicale de o sensibilitate aparte ne-au pregătit Eugenia Pontapete, Adina Matei, Ioan Vasile Marcu și Valer Müller. Audiție plăcută! Sărbătorilor de iarnă, care le-aș împărți cu permisiunea domnilor voastre în două segmente. Luna lui Gerard, luna marilor clasici, Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, și luna sărbătorilor patriotice, sărbătorilor de suflet. Am început cu Hora Unirii pentru că ce poate să însemne Salonul Gutenberg decât o comuniune de suflet. Bine ați venit la reuniunea de gală, prilejuită de mai multe sărbători. Ați ascultat Hora Unirii în interpretarea domnului Valer Müller, dirijorul corului de la Biserica Ortodoxă din Macea. Suntem sub auspiciile împlinirii a 625 de ani de la nașterea lui Gutenberg, a 555 de ani de la moartea acestuia. Și acum fac o pauză. În revista pe care o veți răsfoi, la pagina 5, la rugămintea mea, domnul Truță a ținut seama de împlinirea a 75 de ani de tipografie Gutenberg în Arad,
unica tipografie din țară care are revistă proprie, editură proprie, salon cultural Gutenberg și iată a cincea ediție a Galei Excelenței. Nu pot decât să mă înclin și să fac o mare reverență conducerii tipografiei, reprezentată astăzi prin domnul Bogdan Faur și prin doamna Ecaterina Meheș. Diferența este, da, vă mulțumesc frumos, diferența este că domnul Faur face parte din generația a cărei doamnă dirigintă i-a fost doamna Iuliana Pintea, iar Ecaterina Meheș face cu mine revista și să știți că nu o facem ușor și nu vreau să spun aici mai mult pentru că această revistă se tipărește gratuit și se distribuie gratuit. Și ce poate fi mai frumos decât de 15 ani să mă bucur de al doilea copil care se numește Guti și prin curier de la București am primit astăzi, n-am știut nimic, pentru Salon Guti, o mică sau o mare atenție, încă nu m-am uitat. Așa, Gala Excelenței am inițiat-o ca semn de recunoștință față de cei mai vechi colaboratori, dar și față de cei mai tineri. Este un simbol această gală, este o părticică din sufletul dumneavoastră. Eu nu puteam să fac revista singură. În sală sunt cadre didactice universitare de la cele două universități, sunt oameni de cultură, sunt oameni de istorie, sunt creatori care au de la una la 10 cărți publicate. Îmi pare rău, așteptam să ne unim puțin. În sală este reprezentanta autoguvernării pe țară din Ungaria, o româncă de-a noastră din Alba Iulia. Între timp o invit să vină la microfon pe doamna Eugenia Ponta Pete. Așa, în sală există oaspeți din Timișoara, doamna Sorina Groza, doamna Ida Voivodician, oameni care au scris nu o carte. Dar avem doi tineri membri, astăzi așa am considerat, să fie o punte între generații. Este domnul Marius Brașai, care este creator în grai și care va publica din numărul din martie, și este Mădălina Cazan, o elevă de la Colegiul Moise Nicoară, pe care am cunoscut-o la o acțiune de... într-o duminică, când toți tinerii umpleau terasele de pe partea bulevardului, știți dumneavoastră care, pe cealaltă parte, la Snuscate, în jur de 50 de tineri, făceau o activitate de caritate chiar de Ziua Culturii Naționale. Le urăm bun venit noilor membri. Pe parcurs am să vă mai povestesc de Salonul Gutenberg, pe parcurs am să vă povestesc multe, pentru că suntem încă sub semnul Unirii Principatelor. Am să rog pe doamna Eugenia Ponta să vedem ce ne-am pregătit și în același timp am să rog și pe domnul Ioan Vasile Marcu să se pregătească. Să presărăm aceste momente cu momente poetice și cu momente lirice. Deci ce trebuie să fac? Să cânti Moșiorată, las că știai. Nu știam, dar bine. Presupus așa. Că nu m-ai solicitat. Este vorba despre cântecul Cuvântului Roată către Divan din Cenaclul Preacăra, compoziția lui Valeriu Penișoară pe versurile lui Gheorghe Pricop. Eu fac merele și vinul, ar pământul an de an. Știu ce gust are veninul, nu-s boier, ci sunt țăran. Aduc florile în livadă, ciocârlile în lan. Îmi port dorul prin baladă, iar acum pe la divan. Cobora cerul pe ape, eu
port aici cuvânt de creme despre muncă și dreptate, viața țării e asemeni inimii ce veșnic bate. Voi boieri, voi gospodari, cum cireșii în grădină, după iarnă dau lăstari, birui vom spre lumină. Cobora cerul pe ape, Ion roata când vorbea, se trăgeau munții aproape. Invit salonul Gutenberg la evenimentul pe care cenacul Luciane Mandi al casei de cultură Dorian Petescu din Pecica îl organizează în data de 25 martie de Buna Vestire, este sâmbătă. Emandiana este vorba despre omagierea patronului nostru spiritual Luciane Mandi, un spectacol de poezie și muzică folk, și tot atunci se vor decerna și premiile Festivalului Național Concurs de Poezie, care devine internațional încet, încet, Emandiana. Până la data de 15 februarie se mai pot trimite pe adresa Casei de Cultură din Pecica poezii, este vorba de cei care sunt creatori de poezie, și există două secțiuni, secțiunea 14-21 de ani, scuze, mă uit la Florica, pentru că o văd că e emoționat. nu ești. Și secțiunea a doua, de la 21 de ani plus. Deci vă așteptăm creațiile și vă așteptăm la evenimentul nostru. Mulțumesc, scuze că m-am putut. Cu siguranță noi vom fi prezenți, așa cum am fost de fiecare dată. Până când se pregătește domnul Ioan Vasile Marcu, mi-am luat copiii în mână. Mi-am luat copiii în mână pentru că astăzi este sărbătoare. Gala Excelenței, ediția 5-a, cuprinde premierea scriitorilor sau, mă rog, a creatorilor din cei peste 3.000 în decurs de 15 ani sau de semnatari, că unii au 5 articole, unii au 1 și așa mai departe. Gala aniversară, știți prea bine, s-a întâmplat în martie anul trecut. De ce culoarea roșu? Pentru că a fost a 50-a ediție, roșul însemnând dragoste, însemnând curaj, însemnând iubire. Culoarea spicului, culoarea luminii, culoarea împlinirii, este ediția din iunie a revistei Gutenberg. Culoarea purpurie, culoarea liturgică a sfințeniei, a odăjdiilor, este culoarea împlinirii, este curajul și îndemnul la putința de a merge mai departe. Și iată culoarea seninului, culoarea albastrului, de ce nu culoarea cerului sau culoarea raiului, unde florile nu mor niciodată.
În acest număr sunt peste 3.000 de semnatari, dar Carina va prezenta în curând și conținutul revistei. Vă mulțumesc tuturor și eu voi interveni pe parcurs. Nu sunt emoționată, iar dacă dumneavoastră care mă cunoașteți bine știți, eu când plâng, râd, pentru că Albert Camus spunea așa: în mijlocul sau în amiaza unei ierni, în para mea sau în sufletul meu sau în inima mea, este o vară invincibilă. Sau de ce să spun altfel, să nu spun și altfel. Nu mă las. Domnul Ioan Vasile Marcu. Mulțumesc frumos. Îmi vine greu să vorbesc după Florica. Vreau să vă spun că nu știam ce poem să aleg pentru a vi-l aduce astăzi dumneavoastră. Dar vreau să vă spun că poate repet, poate am mai spus-o, nu mai știu când, unde și cui am spus-o. Dar în mijlocul dumneavoastră mă simt precum o virgulă într-un text de Eminescu. Și acum voi recita poemul Lemnul. Poate l-ați mai auzit unii. Cei care nu l-au auzit, îl aud pentru prima oară. Și spre deosebire de Florica, eu am emoții. Și eu atunci când râd, plâng. Uite două chestii care se opun, dar totuși se aseamănă. Lemnul. Lemnul este leacul nostru. Darul ce ne-a fost lăsat să ne îndulcească traiul. Lemnul peste tot în sat. Este roata ce se învârte. Moara care macină. Poate e caerul ce toarce anii după datină. Uneori este doar pomul roditor de lângă noi. Minunea care hrănește pe cei însetați și goi. Lemnul-i semnul marii treceri, din uitare în lacrimă. El e crucea dusă în spate, când nu-i jar, e patină. Este gardul la o gradă, oiștea, jugul unui car. El transformă orice clipă în aripi pentru altii car. Poate fi un simplu tulmic, un taragot vestit, sau vioara care tainic într-o seară ne-a prăjit. Sanie, ciupăr, suveică, grindă și pod peste râu, aur verde, foc de seară, furcă de tors prinsă în brâu. Alte ori este doar poarta vetrei sub un deal uitat, în care o mamă își așteaptă copilul de mult plecat. Din lemn este masa noastră unde seara ne întâlnim, toți ai casei la oaltă, Domnului să-i mulțumim. Lemn e tot ce ne înconjoară, gândul bun despre părinți și scara pe care o înalță muritorii către sfinți. Vă mulțumesc! Dacă-mi permite, vă doresc din tot sufletul să cântăriți cât o virgulă a lui Eminescu. E foarte grea. Vă mulțumesc. Domnul doctor. Vă mulțumesc că ați înțeles că această gală a excelenței, această reuniune prilejită de evenimentele care vi le-am spus și urmează să vi le spun pe celelalte, se înregistrează și va fi transmisă vinerea următoare de către Radio TV Unirea Internațional, dintre care o parte dintre dumneavoastră ați fost invitații mei și ai colegei mele, Carina, pe care o rog să se apropie. Să nu vă mirați că v-am întâmpinat cu anafură, cu șampanie și cu plasa la purtător, cum se spune. A fost o altfel de regie. În plasă, dacă vă uitați, este în semnul nostru de mulțumire, simbolic. Ceea ce mă bucură cel mai mult și cred că ați simțit, am văzut pe fețele dumneavoastră,
sunt cele trei rânduri de lumânări aprinse. Este altarul, altarul Gutenberg. 15 lumânări înseamnă anul 15 al revistei, fără întrerupere, și probabil domnul profesor universitar Anton Ilica va spune, sau domnul profesor Horea Truță, deși pentru mine cuvintele sunt mari, suntem unica revistă după Arca. Dar trebuie să spun și aici că atunci când am înființat-o pe stradă, se striga de către profesor cu ștaif: ce maculatură, ce foaie culturală Gutenberg, ce non-literatură. Non-literatură, non-foiță Gutenberg să apară astăzi în formă de carte cu 112 pagini este meritul tipografiei și al editurii. 10 lumânări înseamnă salonul Gutenberg, care l-am înființat în 23 ianuarie 2013 prin bunăvoința domnului Horea Truță la galeriile Turnul de Apă și mulțumesc frumos în public. Ineditul constă în faptul că am ales 15 fotografii pe care dumneavoastră nu v-ați gândit că le mai avem sau că le-am păstrat. Nu-l cunoșteam pe domnul Mircea Ilimescu atunci, dar îl vedeți în poză. Sunt mulți, sunt mulți și petrecuți în viață. Iar 5 lumânări înseamnă Gala Excelenței, ediția a 5-a. Papionul meu din sală, prezent aici, care face parte din comitetul de organizare, mi-a spus că a fost onorat să facă parte și din secretariatul tehnic, pentru că avem un secretariat tehnic constant și avem un comitet de organizare constant. Prezența noastră aici este de o lună de zile. Iar ieri după masă l-am întrebat pe domnul Marin dacă mă mai suportă să vin în afara programului și să aranjăm mesele. Iar astăzi de la ora 10 noi ne-am străduit să vă primim așa cum se cade. Voi mai interveni, pentru că vă spun, este o mare sărbătoare. Va fi comunicat de presă, pe care o să-l trimitem la Uniunea Ziariștilor Profesioniști de la București, dar asta după ce urmează alte momente. Carina, pe scurt, conținutul revistei. Da. Și acest număr, ca și celelalte, este structurat pe 11 rubrici. O să-l rog pe domnul Alexandru să mă ajute cu microfonul. Mulțumesc. Cu mare drag, să rămână. Editorialul este semnat de doamna Florica Ercândia. La categoria documentară, Radul în timp, semnează domnul Horia Truță, domnul Anton Ilica, domnul Augustin Mureșan, domnul Laurențiu Ștefan Semcovici, domnul Mihai Handaric, doamna Florica Ercândia, domnul Marius Iongrec și domnul Ioan Tileu. Următoarea rubrică special este semnată de către doamna Cândia, pe mine, Ioan Tudor și Horia Truță. Lecturi și literaturi, recenzii, Valeriu Ilica, Mirau Dagiu și Florica Ercândia. Salonul este asigurat de domnul Ioan Vasile Marcu, de Eugenia Ponta Pete, Ioana Crișan, Adina Matei, Livia Cepav, Daniela Guman, Florica Ercândia, Smaranda Kafka, Ovidiu Cornilă, Nicolae Nicoară Horia, Antoni Nicar, Laurian Lodoabă, Iuliana Pintea, Ioana Nistor, Paul Crisner și Dana Dughi. Observam că deja avem nume foarte cunoscute pe plan internațional. Ideile, opiniile și consemnările aparțin Aidei Voivodician și Andrei Stoica. La ceașcă de cafea duminica ne invită Loredana Tudorescu, Alexandra Tudorescu, Diana Cușba, Daniela Forcoș, Alexandra Filiță, Valeriu Ilica și Adina Matei. Recenția este asigurată de anișoara Laura Ustețiu. Rubrica eveniment este semnată de doamna Florica Ercândia. Lecturile paralele sunt asigurate de Ioana Alexandru Ardălean și domnul Gheorghe Hotea. Iar aria Diversitas
este semnată de către Elena Camelia Belei, Aida Voivodician, Anca Drilă, Mircea Boran, Adelina Stoinescu, Ioan Draga, Sebastian Burnaz, Lazar Magu, Teodor Groza de la Codru, Dana Opriță și Melissa Balin. Semnele de carte le aparțin domnilor George Roca, Ovidiu Păturaru, Liviu Nadiș și doamnei Lucia Bimbarc. Mulțumesc! Așa, mulțumesc frumos! Un alt eveniment care s-a consumat la intrarea dumneavoastră în sală este standul de carte ediția a doua, standul de carte cu servire gratuită ediția a doua. Anul trecut am avut prima ediție și mă bucur că a fost doamna Cati martoră la servirea de către dumneavoastră, fiecare merge de aici cu câte o carte. Cărțile care au rămas și mă voi duce săptămâna viitoare la tipografie, le vom trimite la Biserica Greco-Catolică din Coștei, Serbia și la Biserica Ortodoxă din Vârșeț, pentru că noi am fost un grup de 16 persoane cu colinda la Românii fără țară, mulți sunteți prezenți, unde am văzut această dorință de consum de carte. Standul se mai poate încă vedea ce a mai rămas, dar dumneavoastră veți pleca cu o carte sau două. Cineva m-a și întrebat dacă se cumpără și de ce se păstrează atât de bine la Gutenberg aceste cărți. Sigur că visele și planurile noastre sunt mari de data aceasta. Numele pe care le-ați auzit, trebuie să spun și asta, și am fost cu dumneavoastră și în Ungaria, și în Serbia, și peste tot. Sunteți martori și vă rog să mă contraziceți. Revista noastră se distribuie la Antipozi. Ajunge până în Australia, de unde avem 5 corespondenți. Ajunge până în Austria, ajunge până în Serbia, unde eu când merg, mi se iau de sub braț, iar recent la Moco, când am fost la un târg gastronomic, este martoră doamna Iulia Bita, mi-au fost luate de sub masă, care era rezerva noastră. Sigur că acum chiar îmi vine să plâng. Să tânjești după o carte românească, marca Gutenberg, să fii, nu e datoria mea de a spune de ce au plecat românii. Sau când mă duc la Viena, în Austria, oriunde, sau la Uzdin, toată lumea știe, am eu o vorbă, că până acum când eram la curte se striga Iugoslavia după mine, că n-am putut să plecăm, acum se strigă Gutenberg, dar în sensul frumos al cuvântului. Acum am spus și țările unde avem și un colectiv editorial, doamna Iuliana Bintea, domnul Horea Truță, domnul Eugeniu Criste, domnul Anton Ilica. Despre asta fiecare în timpul mesei va juca să vorbiți, atunci întrerupem tableta. Acum dorim sub semnul lui Eminescu să ne cântați o muzică de inimă albastră. Mulțumesc, Carina! A venit aseară mama, dintr-o cuide de departe, ca să-și vadă pe feciorul, astăzi o încultă carte. A bătut sfios la ușă, grabnic i-am ieșit în prag. Mi s-a cumezit privirea,
de iubire și de drag. Nu-mi drăznește nici să-i intre cu opincile în picioare și cu multă grijă calcă doar alături de coboare. E un demn să nu ia seama și să calce drept în lege, că doar el a pus o casă, nu e casa unui rege. Înăuntru casei mele câte trud am adunat, dă prilej ca biata mamă să se creadă într-un palat. Și dacă ea o fac să șadă pe un divan cu scoarța nouă, mi-era dor de tine, maică, și ți-am adus vreo 10 ori. Nițe bun, colea în straiță, nici de nuci vreo 200. Și cu ochii plini de lacrimi, prinse iar să mă sărut. Am să mor că sunt bătrână, s-a prins dorul să mă-ndrume. Dar ai vrut să văd odată și mi-a fost mai drag pe lume. Am să mor că sunt bătrână, s-a prins dorul să mă-ndrume. Dar mai vrut să văd odată ce mi-a fost mai drag pe lume. Constelația Gutenberg, permit de acum să o numesc tipografie, editură, revistă, salon, reuniune, repet, nu sunt singură. Românii de aici, din județe, aș vrea să spun public că revista se distribuie la cele două universități. Săptămâna aceasta am fost la trei activități la Universitatea de Vest și vă mulțumesc pentru invitații, domnule profesor universitar Marius Grec, cum și domnului profesor universitar Mihai Handaric. Deci în această constelație, îmi permit să o numesc, există entități și identități. O parte dintre dumneavoastră ați primit caietul de rețete din FIOC, care a fost lansat în toamna trecută, unde iarăși am fost două sau trei mașini, de către prietena noastră din Alba Iulia, stabilită în Ungaria. Fac precizarea că oricine poate să toasteze, după ce încheiem reuniunea de gală, vine prânzul de gală, unde dumneavoastră puteți să interveniți cu drag. Lansăm astăzi totuși o carte a prietenei noastre de salon, Adina Matei.
Întâmplarea face ca tatăl domniei sale să-l fi fost profesor, dar nu numai mie, la mulți dintre noi, domnul Traian Lăpătuș. Cartea ați primit-o, eu spun doar atât. Se numește La templul Domnului. Care sintagmă, templul, mă duce cu gândul la Lucian Blaga. Iată două cuvinte ajustate, care templu al Dorului, la curțile Dorului, tot de Blaga. O carte de poeme, o carte nu de debut, dar am vrut să o lansez aici public, chiar dacă ne vom mai întâlni cu alt prilej. Și tot astăzi am primit o carte a doamnei Lidia Ciupag, o prietenă de-a noastră veche, de poeme haiku, Când pe frunză, când pe alta. Așa. Și acum, azi dimineața am schimbat această rotativă ca să fim operativi și ca să nu se plimbe foile pe la mese, cei din Comitetul de Nominalizare și de Acordare a Premiilor mi-au dat mie dificila sarcină să citesc proces verbal încheiat azi, 28 ianuarie 2023, cu prilejul acordării, certificat de gratitudine pe anul 2022, nominalizări și premiați. Au fost luate în considerare 10 categorii, urmând genericile revistei Gutenberg, la care se adaugă 3 distincții speciale in memoriam. Aceste certificate au fost oferite nominal persoanelor prezente la salon și transmise prin poșta electronică colaboratorilor din țară sau din diaspora care nu sunt prezenți. Dau citire categoriilor. Categoria 1. Aradul, documentar în timp. Horia Truță, Anton Ilica, Augustin Mureșan, Ioan Tuleu, Marius Grec, Mihai Handaric, Laurențiu Semcovici, Delia Chebereșan. Categoria a doua. Recenzii, note de lector, opinii, eseu. Mira Odagiu, Valeriu Ilica, Iuliana Pintea, Carina Baba. Categoria a treia. Salon Gutenberg. Poezie, proză, eseu. Eugenia Ponta Pete, Livia Ciupav, Adina Matei, Ioana Crișan, Lucia Bibarț, Aida Voivodician, Anca Drilă, Margareta Neron, Ioan Vasile Marcu, Nicolae Nicoară Horea, Lazar Magu, Livia Nadiș, Dragoș Cahoreanu, Ioan Miriș, Paul Grisner, Celus Ciobanu, Sebastian Burnaz, Alexandru Sebastian, Mircea Neron. Categoria a patra. Aria Diversitas, lecturi și literaturi, eveniment. Eugeniu Criste, Loredana Teodorescu, Alexandra Teodorescu, Gheorghe Hodrea, Ioan Artelean Alexandru, Adelina Stoinescu, Dana Dughi, Laurean Lodoabă, Lorena Stoica, Brigitte Tudoran, Călini Strate, Diana Petcuț, Pavel Petcuț, Domnica Florescu, Puiu Emilian Valea, Manuela Codrean, Camelia Belei, Ovidiu Păduraru, Alexandra Filiță. Categoria imagine concept vizual. Ecaterina Mehes, Ioana Nistor, Mircea Boran, Mircea Ilimescu. Categoria podium literar. Poezie, diaspora, proză, diaspora. Daniela Guman, Daniela Forcoș, Sava Sifora, Dana Opriță, Vanghea Steliu, Teodor Groza de la Codru, Vasile Barbu, Hans Dama, George Roca, Smaranda Kafka, Anișoara Laura Costețiu, Ovidiu Cornilă. Categoria instituții. Consulatul General Vârșeț, Serbia. Excelenței sale, domnul consul general Gheorghe Dinu. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.
editura Gutenberg, tipografia Gutenberg, Liceul Special Sfânta Maria Arad. Categoria societăți, asociații, lăcașul cultural, lăcașul de cult. Asociația scriitorilor români din Austria. Autoguvernarea românilor din Monco, Ungaria. Asociația învățătorilor bănățeni. Fotoclub Arad. Centrul de studii iudaice. Societatea Poesis din Mesis, Serbia. Bunicuțile din Uzdin, Serbia. Societatea literară artistică Tibiscus, Uzdin, Serbia. Radio TV Unirea Internațională, filiala Viena. Radio TV Unirea, filiala Arad. Cenaclul Lucian Emanuel Pecica. Galeriile Turnul de Apă, Arad. Biserica Greco-Catolică Vârșet, Serbia. Biserica Ortodoxă Coștei, Serbia. Căminul Cultural Macea. Casa de Cultură Pecica. Primăria Comunei Grăniceni. Primăria Comunei Coroieni. Școala Gimnazială Grăniceni. Liceul Special Sfânta Maria Arad. Categoria Reviste Culturale, Ziare, Colaboratori Speciali sau Reviste. Revista Ateneu Arădean, Revista Cuvânt Românesc Madrid, Revista Condeierul Diasporei Salzburg, Revista Unirea Viena, Săptămânalul Libertatea Pancevo Serbia, Revista Studia Iudaica Aradensis, Revista Stindard Arad, Revista Ecclesia Negra. Colaborator special. Monica Mihaela Cojocaru, Valentin Voicilă, Iulia Mihaela Birta, Sorina Groza, Valer Müller, Ioan Chișoan, Bogdan Florian Ardelean, Anastasia Solomie, Virgiliu Bratin, Maria Iftincă. Între timp îl rog pe domnul Marco să se apropie de mine. Dau citire acum unor diplome și însemne in memoria. Acum un ochi îmi râde și unul plânge, să știți. Distincții omagiale Doru Dinu Glevan, fostul președinte al Uniunii Ziariștilor Profesionali, Profesioniști din România. Filiala Cronica Timpului București, Vasile Filip Arad, Virgiliu Jireghe Arad, Roxana Istudor București, Valentin Uban București. Distincția omagială Colonel Constantin Avădani. Ion Finta Alba Iulia, Paul Crisner Arad, Ioana Alexandru Ardelean Arad, Constantin Buderești, Dumitru Vasile. Distincția Emil Pintea se acordă corului Bisericii Ortodoxe Macea, doamnei Aida Voivodician, familiei Ion Pop, Viorica Pop din Podișul de Sus, Dej, doamnei Janin Birtolon din Africa, dar cu reședință în Arad, salonului Forum Continental Astoria. Am să-l rog acum pe domnul Ioan Vasile Marcu, era mult mai aproape să vină și la margine, să citească următoarea categorie. Dacă îmi dați ochelari, da, atunci îmi cer scuze. Mulțumesc, am fost luat prin surprindere. Deci ca să vedeți că aici nimic nu este regizat. În Florita. Categoria specială. Florica R. Cândea, redactor șef. Carina Baba, redactor șef adjunct. Mulțumim. Mai departe, nu? Ce surpriză plăcută. Să știi că mă simt onorat să fiu ales aici. Uitându-mă că sunt atâția alți bărbați chipești, mai ales pe mine. Mulțumesc! Da. Urmează un moment muzical închinat acestor creatori de frumos sub sigla Tipografia Editura Gutenberg. Oh,
Citesc. Între timp, așa cum m-am gândit că se va întâmpla, timpul ne-a jucat feste. Noi până azi dimineață știam că ne onorează cu prezența domnul consul general de la Vârșeț, domnul Gheorghe Tinu, un prieten foarte apropiat al românilor de aici, dânsul este din zona de sud, care a fost alături de noi și spiritual și material în toate deplasările noastre. M-a rugat să vă transmit, am apucat să arunc un ochi pe telefon, să vă urez un an nou plin de belșug și împliniri. Ne mulțumește și își cere scuze și invitația a fost lansată la primele activități din Uzdin sau din Vârșeț. Noi suntem primiți cu brațele deschise. Vă reamintesc că am fost 16 delegați la concertul de colinde în 4 decembrie. Urmează un moment de suflet în care oferim o floare albă, o floare de orhidee, celei care face singură revista după însemnările mele din creion, doamnei Ecaterina Mehes de la Editura și Tipografia Gutenberg. Și pe cine aș fi putut să-l rog să înmâneze? Pe cel mai vechi colaborator, care atunci când merg eu la tipografie înaintea mea sau după întreabă, Floricuța este acolo, vă rog să o primim cu brațele deschise. Ecaterina este cea care realizează paginile și poate m-ați auzit mereu vorbind. Este de o modestie rară, dar de un profesionalism aparte. Mulțumesc, Cati, cum îmi place să-ți spun, pentru tot sprijinul. Să avem cât mai multe reviste împreună. Te îmbrățișez cu drag!
în sală sunt foarte mulți colaboratori ai revistei Gutenberg. Iată dialogul dintre generații. Acum ne apropiem de masa de prânz. Vă rog să rămâneți la locurile dumneavoastră, așa cum este frumos. Vă invit politicos să vă exprimați asupra întâlnirilor noastre, dacă v-aș ruga frumos, nu asupra mea. La mine, în suflet, scrie Gutenberg, dar pe frunte nu scrie. Eu fac revista de plăcere pentru că dumneavoastră, cei mulți, știți ce dramă sufletească am eu acasă, nu trebuie să vă mai spun. Îmi port cu povară singurătatea și durerea, dar această revistă de 15 ani și de ce să nu spun de 40 de ani de colaborare cu tipografia Gutenberg, știu toate cămăruțele, știu toate mesele. Mi-a adus și îmi dă zilnic un plus de bine. Vă invit politicos scurt și doar la obiect cine dorește, dar până când vă gândiți, am să mă apropii să-l iau la brațe, să-l invit lângă mine pe domnul Bogdan, așa cum îmi place mie să fie totul spontan, că așa este bine. Apoi îl invit și pe doamna dirigintă. La ureche o să-i spun și de unde îl cunosc. Seamănă foarte bine cu domnul inginer Faur, administratorul tipografiei Gutenberg. Să-l rog în două cuvinte, nu stă bine, nu? Parcă e Cristian, da? Îl rog în câteva cuvinte să ne zâmbească cu ochii acești frumoși și să ne spună doar două vorbe. Eu nu regizez niciodată nimic. Vă mulțumesc. Trebuie să vă mărturisesc că n-am știut că e o întâlnire atât de extinsă. Pentru mine a fost așa un pic o surpriză. Din păcate, nu știu foarte multe despre demersul Gutenberg și istoria lui. Am aflat doar recent, acum câteva luni, discutând cu doamna, cu fosta mea dirigintă, doamna Mintea. În viitor vă promit că o să fiu un pic mai aplecat asupra subiectului și poate data viitoare o să vin mai pregătit. Cine știe? Poate întâlnirea de în viitor, peste un an probabil. Martie ne întâlnim. Mă rog, așa, va fi și mai exact. Mai intervin, sigur. Și citez aici pe domnul doctor Celu Șobanu, care de câte ori mă sună, mă întreabă când e următoarea întâlnire. Așa e că dorim în fiecare săptămână. Corect. Da. Atunci, în luna martie, următoarea întâlnire. Oricum, sunt plăcut surprins că sunt atâția oameni implicați în acest proiect și vă urez succes în continuare și puteți continua conta în continuare pe sprijinul nostru. Vă mulțumesc! Cu siguranță! Cu siguranță! Mulțumim frumos! Sigur că o să dăm cuvântul și membrilor noi, și Mădălinei, și domnul Marius Brașa. E fost scurtă intervenție. Sunt ultimii doi care au intrat în salon. În martie o să invităm și ceilalți tineri, pentru că atunci vom sărbători feminism, feminitate și avem o temă specială. Acum, dacă nu v-ați anunțat prin secretariatul tehnic, până vă pregătiți, o rog pe doamna Adina Matei să citească un singur poem din carte. Și apoi, cine doriți, dacă nu apucați să vă înscrieți la secretariatul tehnic, veniți direct la microfon, nu e regizat nimic. Lansăm cartea astăzi, o aveți în pungi, dar nu trebuie să se amintească nici cine a scris prefața, nici unde a fost tipărită, doar un singur poem din respect față de cuvântul scris. Mulțumesc frumos, am fost luată prin surprindere și chiar nici nu știu care să vă citesc. Nu, caut. Nu, mulțumesc. Care se deschide?
și e noiembrie. Iubirea mea tăcută, cu gust de noiembrie, a rămas scrisă prin Leonide sau prin trandrafirul brumat și nefiresc de roșu. Acum mi-aș dori să pot să te iau cu mine în templul ursitelor, unde, îngenuncheat de dor, să ne cerșim îndurarea pe lespezile din turnul cerului. Apoi să ne amintim că-i vremea lupilor albi și asemenea lor să ne iubim cu încrâncenare, păcătuind sub clar de lună plină, ademenit în dansul amețitor al limbilor de foc, înconjurați de șoaptele incantațiilor pe care nici deceneu să nu le dezlege. Iar noi, înveliți în strat de frunze, îmbătați de vântul dulce amărul, clocotitor prin vene, să ne iubim frenetic, devenind compost și în zbaterea firii să uităm că s-a făcut târziu și e noiembrie. Da, mulțumim frumos! În standul acela de peste 50 de cărți au fost și două albume, ultimele semnate de maestrul Virgiliu Jireche, marca Gutenberg, ediție bilingvă. L-am văzut și pe dumnealui oferind la cine a crezut dânsul de cuvință. Acum microfonul vă aparține pentru că începe să se servească masa. Vă rog, cine dorește să spună câteva cuvinte referitor la aceste întâlniri sau la cât ați putut să răsfăiți revista. Dacă nu, începem cu muzică să se servească. Da, acesta este volumul. Fotointerviuri prin constelații diamantine arădene, ediție bilingvă, ultima apariție, cred că este pe 2023, la început sau în decembrie, da, știu. Acum, dacă dorește cineva să... Așa, urmează să citească Mădălina. Haide, Mădălina. Da, dar nu e nicio problemă. Rămâneți aici, că apoi... Închidem tableta, îl rugăm, urmează domnul Marius Brașai și domnul Ioan Vasile Marcu. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Florica Cândea că mi-a dat onoarea să mă aflu aici. Întâmplarea face că este de la Marcea, dar nu am cunoscut-o pe bunica ei, care se numea Lenuța de la librărie. La Marcea erau două Lenuțe, Lenuța de la Pită și Lenuța de la librărie. De fapt, poezia pe care o să citesc astăzi probabil este cea mai emoționantă poezie dintre câte am scris, pentru că până acum am participat la concursuri de poezie și de creație artistică, dar niciodată nu m-am gândit că literatura și cuvântul o să facă parte din viața mea în acest mod. O să te debutăm la Gutenberg, cu siguranță. Și, de fapt, vreau să spun că, da, în viață, ca mentor, mi-a fost cartea, deși este un obiect, și deși e luna marilor clasici din perimetrul românesc, mereu m-am dus, da, în viața mea asta de 15 ani până acum, după o singură vorbă, și anume Robert Frost spunea că într-o pădure două drumuri se despărțeau, iar eu l-am ales pe cel care era cel mai puțin bătut. Am ales să fiu persoana tinerei generații care duce tradiționalul mai departe, care apreciază arta bună, care apreciază muzica bună, o persoană a tinerei generații care poate să creeze emoții și să trăiască fiecare clipă la maxim. Și am vrut să duc stilul tineresc feminin prin mine mai departe,
și am vrut să arăt că, de fapt, până la urmă, dacă lumea prin cuvânt a fost creată, să pot să o creez mai departe și să creez emoții prin cuvânt. O ascultați? Da. Poezia mea se numește Elegie și îmi cântă în amurg o formă clară, formă a inimii mele povară, pândind roua ursuzei dimineți, când pe cer e fulguire de săgeți. Întâmpinați al meu sacru gri fluture, ridicându-se la cer cuvinte să scuture. Ajunge-mă timp terestru și siropos, în ireal prun clipesc rușinos, topindu-se inima de gheață, în schimbă a vieții prefață. În priviri îi se ascund accente și ne aflăm acum în eminamente. Mâinile-mi fu augurul hărăzit, firavul trup și l-a descoperit. Și îmbrăcată în lumină, cultivă a vieții rădăcină. Mi-am înnecat ale tinereții tihăstrii, lăsând în urmă pagini argintii. Presar lacrimi în alumânării ceară, curgându-mi pe obraz și roaie de cerneală. Prefigurăm fionix pasager și dur, ubicuitate, abstract și totul e obscur. Formând un singur trup profan, vă las în lume un suflet orfan. Nisipul clepsidrei mi s-a scurs. În epilog ți-am scris haiku și cu un gol în suflet îmi ești un nimeni și tu. Când am cunoscut-o de ziua lui Eminescu, a spus așa: tata mi-a fost un sfătuitor, eu nu-l cunosc, iar cartea un prieten pe care îl port întotdeauna cu mine. Felicitări și ne vom mai întâlni la salon și îți dorim succes primei cărți. Domnul Marius Brașa a pus cu un singur poem, după care domnul Ioan Vasile Marcu și cine mai dorește să continue. Muzică, apoi de masă. Vreau să vă mulțumesc frumos și cu prețuire pentru invitația mea cu dumneavoastră. Și acum eu vreau să mă prezint și cum aș putea să fac mai bine decât prin ceea ce îmi place și ceea ce fac. O poezie scrisă în grai. Limba noastră. Păi o mare bogăție pentru un popor, o țară, graiul șelan care scrie cultura tradițională. Eu vin din Valea Crișului, în țara mândră a Iancului. Și prin graiul crișănesc, scriu ce știu și ce gândesc. Așa scriu cum e și vorba, pa la noi, pa la Coșova. În satul meu, ce nu-i prea mare, dacă are mie, mi drag tare. De când am venit pe lume, m-am pomenit cu ăștia vorbe. Și eu așa le-oi vorbi, cât pe lume voi trăi. Graiul ăsta nostru și portul l-a vorbit și purtat moșul. Și eu le las moștenire celor ce vin după mine. Ăștia-s mare bogăție din bătrâni lăsată mie. Și nu trebuie niciodată pasta timp ia să se pierdă. Și la ce nu-și poartă portul și nu își vorbește graiul, nu are nicio valoare în viața asta trecătoare. Brașa-i pătru Marius, pruncul pătrului Bubi și la Coșimba. Astăzi avem și albumul Acorduri de Mai al doamnei Eugenia Ponta, pentru că noi am fost la lansare. Se pregătește domnul Ioan Vasile Marcu. Repet sau reiterez invitația de a veni la microfon, dacă nu, să nu mai intervin. Vă dorim poftă bună, să vă simțiți bine, barul vă așteaptă cu de băut, cofetăria cu dulce, ceea ce veți servi este cu drag și din suflet. Mulțumesc! Nu am vrut să intervin, dar ținând cont de faptul că la precedentele întâlniri am vorbit liber, adică nu în versuri. Da, dacă vrei, astăzi poți. O să dedic un poem amfitrioanei noastre, Florica Hercânda. Aoleu!
pe care sper să-l apreciați așa ca atare, ca venind pentru ea și din partea ei pentru dumneavoastră. Se zice că viața e un țipăt ascuns între umerii voi, iar cerul ar fi doar oglinda luminii trecute prin noi. Se zice că toamna e femeia iubită și plânsă de un zeu, că zilnic o mână adună din rouă un sfânt curcubeu. Se zice că însăși din soarea e un mare adaos de flori, că lumea e sigur mai vie atunci când o scalzi în culori. Se zice că nimeni nu știe să plângă cuvinte râzând. Și totuși, chiar el, omul simplu, le face pe toate, pe rând. Se lasă din nou seara și totul în jur e tăcut. De-ați ști cât de tristă e marea și țărmul ce trist s-a făcut. Priviți, omenirea se înclină, nu, turnul din Pisa nu-i strâmb. Un rac neforat din lumină și-a pus o război sub un tâmp. În oase și în case și în ierburi, o boală ce n-are început, se ascunde mereu printre vremuri și lumea e o carnă de lut. La toate acestea și încă, noi n-avem nimic de pierdut. Copiii cu un zâmbet aruncă în valuri tot răul știut. Să iasă poeții din mare cât viața așteaptă pe mal, pătruși de o imensă uitare să fună iubirea pe-n cal, să încalece geniul misterul, pământul să întoarcă pe dos, făcându-mi luna cu cerul, lăsându-l curat și frumos. Vă mulțumesc! Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Tu îmi ești. Ai intrat în sufletul meu, încet, fără să bați la ușă. Era deschisă. Așa am uitat-o pentru tine dintr-o vară, în care ai știut să-mi pictez niște flori pe aleile neumblate. Te-ai oprit la umbra unor amintiri, să retrăiești trecutul fără să-ți pese de mărăcinii care-ți îmbrățișau pașii. Apoi te-au năpădit liane și crengi și te-ai lăsat răstignit în mine să-ți simt gândurile, dorurile, tăcerile, sângele. Ți-am sărutat rănile cu lacrimi de rouă și tu mi-ai împletit cununa din visuri și m-ai dus la un altar din nori și ne-am iubit o veșnicie la margine de timp. Apoi, o clipă m-am desprins din tine, a trebuit să închid poarta. De acum am înțeles că tu îmi ești începutul și sfârșitul. Și ningem. Azi mi-ai adus flori de gheață dintr-o iarnă de poveste. Te-am așteptat cu dorul meu închis în chihlimbar, să-l porți talisman ca să-ți rămână în suflet. Mi-ai zâmbit și ai început să-mi curgi lavă prin crăpăturile uscate, să mă umpli de tine, să te simt, să te respir, să te trăiesc. Apoi, din lutul meu, ți-ai făcut cupă și-ai băut din mine aghiasma de iubire, retrăind păcatul pur de la început de Eden.
și m-ai privit cum ard încet, până când te-ai aprins din mine și încătușați într-un blestem, ne-am mistuit zăpadă și ningem cu noi peste timp. Când ți-e dor, când ți-e dor de mine, ascultă-mă în șoapta vântului ce-ți mângâie zâmbetul prea obosit. Simte-mă în zăpada ce se topește pe genele tale și caută-mă în florile de măr ce-au înghețat pe geamul tău. Și dacă la masa ta mă vei pofti, voi curge vin în cupa ta, păcătuind, mă vei sorbi încet. Și afară de tine, nimeni nu va ști că ți-a fost dor și poate mai trăit. Ceasornicarul, așteptând resemnat sărutul dintre ani, ceasornicarul privește acele cadranelor. Vor bate toate deodată? Azi el este Cronos, înlănțuit, cel care suspendă vremea într-un paradis perfect. Sau poate repară trecerea dintr-un ceas ruginit, mai atent ca niciodată. Ar vrea să întoarcă clipele de fericire, să plouă cu ele peste oameni. Și dacă s-ar întâmpla ca ușa orologiului să nu se mai deschidă, lumea ar încremeni din vârtej și cerul s-ar revărsa curcubeu dintr-o clepsidră de la începutul. Atunci ar putea să vândă timp celor ce l-au pierdut, iar da la licitație în schimbul unor ore de iubire. De anul nou. Azi mi-a bătut la poartă anul nou. Am întins brațele să-l cuprind, să-i mulțumesc că am mai venit. Mi-a dăruit clepsidra prin care curgea amintirea ta. Nu avea vâsc, l-a uitat atârnat de o stea prin care mai rătăceam visând. Și pentru o clipă sărutul tău s-a contopit în mine. Te trăiam de acum adânc și nu mai știam de unde încep eu. Apoi am băut vin în Cana Galilei, să rămânem doar noi, îmbătați într-un păcat uitat. Și ne-am jurat prin șoaptele tăcerii să ne ardem iarăși dorul și să ne iubim. Joc de șah. Te-ai așezat la masa tăcerii să joci șah cu viața. Tu ai ales albul și încet îți muți pionii, pornind de fiecare dată timpul pentru un alt început. Mai târziu, adversarul îți ia nebunii ce-ți răscolesc dorul, dar îți lasă caii sălbatici să-ți mai alerge prin suflet până înveți să-i stăpânești. Apoi te gândești să faci rocada, dar e prea târziu, și alegi
să te ascunzi prin turnuri, să poți urca, să poți visa, până vei uita de propria luptă. Dacă rămâi prea mult prin ziduri, îți apar crăpături și atunci îți vei aminti că iubirea ta e la rege și încă mai e timp să poți să-l aperi. Într-o zi ai să întrebi cât o să mai ție, dar nimeni nu știe, iar tu zâmbești resemnat că n-ai aflat și ești fericit că ai reușit să aduni în albul tău cadourile luminii și n-ai cedat, chiar dacă la sfârșit ți se dă șahmat și piesele îți vor fi aruncate în neant. Destin. Odată îmi spuneai că timpul nu există, că totul e trăire. Și atunci am avut curaj să nu mă mai tem de mine și ți-am întins palma să mă citești. Ai văzut că port două linii ale vieții, unite într-o singură inimă, și ai vorbit șoptit de mitul eternei reîntoarceri. Mi-ai privit adânciturile rămase de când mă atârnam de viață să nu cad și ai zâmbit tainic privindu-mi degetul lui Apollo. Știai că odată aici îmi strălucea un inel cu jad, dar l-am pierdut sau poate l-am dat în schimb pe unul cu turcoaz. Crezând în fericire, mi-ai mai găsit și câteva urme șerpuitoare de la niște dureri dulci ce le-am strâns cu încrâncenare să nu le pierd. Apoi mi-ai căutat linia destinului, ai sărutat-o și mi-ai pus în palmă piatra lunii, talisman de visuri pentru un alt început. Karma iubirii. Karma iubirii se lușuiește într-un ungher al unui zid în care încă se mai dă cu pietre. Colțurile tăioase pătrund adânc în cei ce s-au răstignit aici să-și caute conturul trupurilor, iar lacrimile lor, îndreptate spre cer, se transformă în stele. Durerea scrizelește în suflet și în neiertare. Ar vrea să se ridice, dar rămân crucificați în taina trecerii pe pământ, dorind împreunarea într-un magic rut. Vor fi doar ei și zeii învăluiți în mit, zâmbind spre zidul cel ciobit. Comerciantul. Pe o alee, în parc, un comerciant și-a așezat taraba într-un loc aglomerat, fără reclamă, fără decor. Apoi a plecat și-a abandonat marfa trecătorilor grăbiți, dezorientați. Toți cei care vor găsesc aici expuse visuri mici
sau visuri mari rătăcite prin pachete de iubire, sau gânduri uitate, sau poate culori furate din niște flori presate, sau amintiri scrijelite pe frunze îngălbenite. Mai găsești visuri reci, ninse de ieri pe la tâmple, fără speranțe, zăcând tăcute într-un carusel muzical, ruginit și fără cheie. Iar dacă vrei niște doruri, ele nu sunt expuse, le găsești pe sub dejghea ascunse, în vreo cutie de catifea. Și mai e ceva, nu uita, taraba e mereu deschisă, doar pentru inima ta. La răscruce te regăsesc, la răscruce de drumuri, așteptându-mă. Tu, un copac puternic, ca un reper pentru rătăcirile mele, și pentru că prin frunzele tale tu încă mă amesteci cu niște visuri care noaptea tulbură stelele, aș vrea să-ți curg râu la umbra ta, să mă auzi uneori plângând, iar alteori să mă vezi alergând prin marea de maci, îndurând blestemul depărtării, dar aleg să te îmbrățișez atât de tare, până când voi deveni foc și voi arde în mine, atunci știu că voi fi troiță de jar la răscruce de doruri, ca în vântul serii să se adape din noi caii sălbatici ai zeilor damnați. Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii.